Interviul săptămânii, la Ercis FM. Bun găsit, sunt Nicoleta Timaru și timp de 50 de minute vă invit ca de fiecare dată să cunoaștem un om. Spun un om pentru că înainte de toate, toți trebuie să fim oameni. Apoi ne alegem o profesie, ne alegem prieteni, avem o familie în care trăim, dar toate sunt definite de omenia pe care o avem până la urmă și de felul în care este sufletul nostru, felul în care reacționăm, felul în care ne purtăm cu cei din jur. Invitatul meu de astăzi la emisiunea săptămânală pe care vă propun este un om deosebit. În afară de asta este un preot, dar nu un preot diecezan, ci un preot care are cumva un alt profil de activitate. Dar de ce să vorbesc eu? Trebuie să se prezinte chiar dumnealui. Este vorba despre Părintele Iosif Ilieș, superiorul comunității saleziene din Bacău. Părinte, bine ați venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit și încă de la început țin să vă mulțumesc că îmi oferiți această ocazie de a sta un pic în compania dumneavoastră și este o mare plăcere. Am zis în introducere că mi se pare esențial să fim oameni. Sfinția voastră sunteți preot, preot Salezian, aveți bucuria și onoarea de a interacționa cu tineri, cu copii, cu părinții acestora chiar și vom vorbi pe parcursul emisiunii despre toate categoriile de vârstă pe care le cunoașteți îndeaproape. Spuneți-mi, vă rog, cât de mult contează omenia în viața de zi cu zi, în viziunea dumneavoastră este, este punctul de plecare. Deci nimic nu se poate construi, nimic nu putem, nu putem face dacă nu plecăm de la acest element pe care cu toții îl avem în comun. Faptul că suntem oameni și plecând de la această concepție, tot ce construim, tot ce lucrăm, tot ce facem, nu, fac, nu este altceva decât să dezvoltăm omul care este în noi. Care după aceea, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, pe măsură ce crește, alege. Alege strada de viață, alege profesia, alege... Dar totul se construiește pe, o, pe, un fundament. Care este, este acela de a fi om? Și este și pentru mine este primul lucru pe care îl urmăresc atunci când sunt, interacționez cu, cele, cu celelalte persoane, să descoper omul și să, pentru că acel lucru este punctul comun cu cel pe care l-am în față. Faptul că suntem oameni și în momentul în care am descoperit omul din, din persoana pe care o am în față, de acolo începem să construim, să legăm relație și să, să creăm ceva frumos. Am zis că activitatea sfinției voastre este un pic diferită, pentru că, pe lângă, bineînțeles, slujirea pe care o aveți în calitate de preot, aveți această onoare, și spun din nou onoare, pentru că a fi ancorat în viața de zi cu zi e o mare bucurie și um, o șansă pentru preoți. Dumneavoastră îi vedeți pe copii, apoi îi vedeți pe uh, animatori, îi vedeți pe părinți care vin zi de zi la oratorul salezian din Bacău, despre care vom vorbi la fel. Uh, vom vedea exact ce face acest oratoriu pentru cei care nu vă cunosc activitatea, dar spuneți-mi, citiți de la primul impact ce construcții are un copil, un tânăr sau un părinte? Spune privirea sau primul gest ceva? Uh, da. Uh, pentru mine primul moment în care îmi creez o impresie despre o persoană, dacă pot să zic așa, este salutul. Este felul în care o persoană vine și te salută, spune mult despre cel pe care l-ai în față. Nu degeaba este și un proverb care spune că omul de la bună ziua se cunoaște. Și felul cum acea persoană, în momentul în care interacționezi cu ea, îți adusează primele cuvinte, primele priviri, prima spune multe despre, despre acest lucru și asta o văd, pentru că, cum bine ați spus, viața de fiecare zi îmi oferă posibilitatea de a interacționa, aș putea spune, cu sute de persoane, între părinți, copii, alte categorii de persoane și vă asigur că se simte. După o anumită, după o anumită vreme îmi dau seama de, de acest de stare de spirit a unei persoane, după felul cum, cum pășește după felul cum se uită la mine, după felul cum mă salută și eu de acolo încerc să agăț, să agăț un dialog. Pentru că în momentul în care o persoană vine și te, te întâmplă cu o privire senină, cu o atitudine deschisă, poți să fii sigur că acea persoană are o anumită stare de spirit. Dar în momentul în care poate în ochii sunt un pic tulburi, privirea evită să te privească sau ezită să-ți dea mâna, atunci îți dai seama că acea persoană poate nu e în ce mai bună formă și ai un anumit, un mod de a aborda, o respecti altfel și o Bordeze, altfel. Așa că salutul pentru mine este, este prima formă atât și la revedere, felul cum saluți la plecare, <fie> Îmi uh, spune multe despre felul cum persoana respectivă a stat la noi în curte, despre felul cum uh, ce-am învățat uh, și nu de multe ori uh, lucrează asupra acestui lucru, adică scot în evidență, mai ales la copii, la tineri. Atenție cum salutați! Uh, ne vom întoarce la oratoriu, acolo unde vă desfășurați activitatea din 2012 și vedeți să le spunem prietenilor noștri mai exact ce face oratoriul pentru copii, pentru tineri. Și pentru părinți, pentru că și părinții sunt beneficiari în mare exact. parte, evident. Haideți să le povestim pe scurt uh, cu ce vine oratoriul în întâmpinarea uh, tuturor până la urmă. Păi, uh, în primul rând, noi suntem fiul lui Don Bosco, așa ca să. Uh, suntem cunoscuți ca fiind oratorul, dar suntem acolo ca și uh, în această calitate de fia lui Don Bosco. Uh, veniți în România, uh, veniți la Bacău pentru a însămânța carisma salezeană, ceea ce Dumnezeu a lăsat în biserică, nu prin domn Bosco, această, această carismă, care se adresează tinerilor, dar nu doar lor. Domn Bosco, pentru cei care cât de cât îl cunosc, știu că el a avut această sensibilitate, această predilecție față de tinerii și copiii defavorizați. Iar noi am rămas fidele acestei, acestei carisme, am ajuns la Bacău și am încercat în toți acești ani, primul lucru pe care am încercat să-l facem este acela de a citi nevoile comunității în care ne-am integrat și uh, am încercat să răspundem uh, acestor, acestor nevoi și toate proiectele pe care noi le facem nu fac altceva decât să răspundă nevoilor. Uh, care să se ajute pe copii pe tineri și pe părinți după aceea să se dezvolte din punct de vedere uman și din punct de vedere spiritual domnul spunea că vrea ca copiii lui să fie buni cetățeni și creștini, nu, cetățeni onești și buni creștini. Atunci noi urmărim acest, acest aspect nu, de a dezvolta din punct de vedere uman și din punct de vedere spiritual ceea ce, ce facem multe lucruri multe 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 proiecte uh, am început cu un oratoriu uh, așa cum domnul Bosco a început și el cu un oratoriu un loc de în care, care se oferă copilor copilor tinerilor posibilitatea să se întâlnească și să își petreacă timpul liber Dom Bosco așa a început el a văzut uh, perioada în care el a trăit că duminica, în mod deosebit, tinerii pierdeau timp și atunci el a creat un loc unde el să, ei să vină și să facă cateheză și să-și petreacă timpul într-un mod de cât mai, cât mai plăcut. Același lucru l-am făcut și noi. Am în spus, Bacău, în trebuie bacău, să spunem, din anul 2001, când exact. s-a înființat oratoriul. Da, uh, Iată sărbătoarea anul acesta, 20 de ani de activitate și salut și felicit acea inițiativă pe care o aveți pe Facebook de a pune fotografii în care cei care se regăsesc să se eticheteze. O mare bucurie pentru noi, toți cei care am trecut pe acolo. <laughs> exact. Chiar dacă viața ne-a purtat pe toți în diferite locuri, e o bucurie să vezi fotografii de acum 20 de ani și cu siguranță pentru sfinția voastră și pentru cei de la oratoriu este o mândrie. Să vezi că un proiect pornit nu în 2000 când au venit uh, salezieni în Bacău și apoi în 2001 prin inaugurarea acestui uh, oratoriu a prins roade și au trecut prin acel oratoriu mii de copii. Nu știu dacă aveți o cifră, dar uh, cred că e, e ceva impresionant, pentru că nu cred că e cineva prin Bacău să nu fie auzit de Casa Galbenă nu? Da, exact. sau Mămăliga, că se mai zice Momoliga, și așa. Da, Mămăliga sau Casa Galbenă, într-adevăr... Uh, uh, ați punctat bine, în toți acești 20 de ani de când suntem în Bacău, de când Don Bosco a ajuns în Bacău, pe porțile oratorului au trecut mii de copii. Aș îndrăzni să spun că așa, fără mai bine, de o trăime din familiile Bacăului au avut ori copilul, ori nepotul în, în curtea oratorului și a, cea mai mare bucurie pe care eu personal o, o am ca și salezian, acum uitându-mă la, la fotografii și văzând uh, cei care erau, au trecut prin curtea ratului, cel mai mare bucurie este să fii conștient că Dom Bosco a contribuit la formarea a celor care acum sunt adulți. Dacă vorbim de acum 20 de ani, aveau 10-15 ani, mai pui 20, acum 30 de ani, o persoană 30-35 de ani și să uh, vezi că uh, Dom Bosco a pus o piatră a avut o contribuție în formarea umană și spirituală a, a tinerilor și a, a copiilor. Și a, acest lucru este cel mai, cel mai frumos. Chiar dacă, cum am zis, a, la un moment dat cei care vin în curte își au zborul, dar e ca, ca într-o familie, într familie. Ai copii, la un moment dat copilul a, mulțumește părinților, are un sens de recunoștință, dar merge mai departe. Dar își... ce poate fi mai frumos decât un fost copil, să-i spunem, care a crescut nu, la oratoriu, vine acum și-și aduce copiii la oratoriu, exact, nu? Asta, Cred deci... că, din nou, o mare mulțumire da. să vezi că revin generații după generații, se transmite practic ca orice lucru bun care se, se, duce mai departe într-o familie, nu așa? Da. Eu personal, fiind deci, prima oară când am venit la Bacău, am venit în 2005, deci pot să zic că cunosc 15 ani din istoria oratoriului, Uh, sunt persoane care în 2005-2006 erau animatori cu mine și acum își aduc copiii la oratoriu, nu? Uh, e o mare bucurie. Este să văd că părinții vin cu ai cu lor copii, acum au 5, 6, 7 ani copii și îi aduc pentru că, și spun, îl aduc aici pentru că eu m-am format aici și aș vrea ca al meu copil să fie format aici. Trebuie să vă felicit pentru uh, metodele excelente de a adaptare la felul în care merge lumea, pentru că știm foarte bine acum 20 de ani când s-a înființat oratorul se făceau anumite jocuri, erau anumite tehnici, erau anumite metode de a-i atrage pe copiii de atunci. Ei, astăzi nu cred că se mai potrivesc exact aceleași metode. Bineînțeles, esența rămâne în ceea ce vreți să transmiteți, dar permanent sunteți adaptați prin jocuri pe Facebook, prin uh, modernism pus cu măsură în ceea ce faceți. Și cred că e un lucru foarte important pentru a-i ține pe copii aproape, pentru că știm, ei acum vor să fie și cu uh, online-ul, și cu gadgeturile și cu de toate. Și reușiți să faceți acest lucru chiar cu brio. Uh, uh, una dintre caracteristicile lui Don Bosch, încă de pe timpul lui, era faptul că era la avangardă. Deci este cunoscut faptul că Don Bosco, de exemplu, primul care veninte primul contract de muncă, ideea de contract de muncă, Don Bosco l-a creat în, în Torino. Școlile profesionale în Torino au fost create de Don Bosco, tipografiile au fost create de, de Don Bosco. Deci, Don Bosco a fost mereu la avangardă. Și este ceva ce este caracteristic tradiției saleziene, de a citi nevoile timpului și de a, de, a, de a te adapta în așa fel încât să oferi copiilor și tinerilor ceea ce, ei, ceea ce e mai bun pentru a face din ei oameni de bază. Oameni, ăsta asta este motivul pentru că dacă oferi ceea ce, are, ceea ce e mai bun pentru copil, pentru tânăr, în felul acesta formezi în el un om de calitate. Pentru că ați zis că dumneavoastră cunoașteți de 15 ani activitatea oratorului din Bacău, cu ce credeți că s-a schimbat profilul psihologic al copilului și al părintelui, cel care era acum 15 ani și cel care este astăzi? S-a schimbat mult. S-au schimbat generațiile, s-au schimbat foarte mult. Trăsăturile esențiale sunt aceleași. În sensul că omul ca și persoană, ca și natură, sunt anumite caracteristici care nu se schimbă. Se schimbă contextul în care el trăiește și se mișcă. Asta este părerea mea. De exemplu, nevoia de socializare. Era așa acum 15 ani nu a fost din când lumea și pământul. Nevoia de, de pe socializare. vremea lui Don deci, când Duminica da, era exact. nevoie de activitate. S-a da. schimbat, de exemplu, modul în care socializezi. Și atunci... De exemplu, o mare, o mare, mare schimbare o are me, digitalul, mediul online, e, internetul. A, acest lucru, e, contactul tinerilor cu mediul cu acesta, cu tot ce înseamnă electronica, a schimbat, a schimbat mult a, modul de a relaționa, a, a schimbat mult, eu știu, și comunicarea. De asemenea, un alt lucru care a influențat mult în rândul multor tineri, faptul că mulți părinți au plecat în afară să lucreze. Observați diferența dintre acei copii, nu? Cei care mult. au părinții plecați. Da, o nevoie, o nevoie diferită față de ceilalți copii. Un alt lucru care apare acum, îl văd, îl simțim, de exemplu, chiar în vorbeam și ieri cu educatorii noștri: mulți copii care suferă din cauza părinților despărțiți. Este un fenomen care intră foarte mult în. Uh, și atunci, uh, nevoile acestor copii sunt altele. Se vede în momentul în care lipsește din familie mama sau tata. Deci toate aceste lucruri, mediul online, părinți care au plecat sau părinți care sunt despărțiți, schimbă mult comportamentele, comportamentele copiilor. Acum a schimbat și influențează foarte mult comportamentul copiilor pandemia. Exact. Deci într-o într, -un, într -o perioadă relativ scurt, dacă stăm să ne gândim așa, nu? din martie am trecut până acum, eu văd, văd, schimbări. Haideți să le numim. Ce schimbări principale vedeți? Cea mai mare dificultate, cea mai mare problemă pe care părinții o scot în evidență este faptul că copiii stând atât de mult timp în casă și izolați unii de ceilalți au devenit, riscă să devină asociali. Nu dificultăți de a relaționa. Deși au nevoie, le este frică. Sau s sau dezobișnuit de colectivitate? Da, e, e semn oarecare, deși este nevoie, de este nevoie, dar această frică de a intra în colectivitate, chiar o spuneam de, de curând, o mamică, ca al meu copil, când mă duc cu el în magazin, se ascunde în spatele meu. Îi este frică să intre alături de mine în magazin. Părinte, de... Vorbim despre niște generații extrem de inteligente, dacă e să le analizăm, dacă li se repetă la televizor zi de zi. Evitați mulțimile. Păstrați distanța socială. Păi copilul ei, da, ei, e corect. Că... Sunt două lucruri care cumva se bat cap în cap da. pentru ei și atunci cred că aici vine oratoriu și, și, da, uh, și, uh, și le arată că se poate să respectăm în, regulile, exact, dar să fim, să fim împreună. Să fim împreună exact. Este o mare, o mare nevoie acela de a, de a sta împreună. Uh, un alt lucru, faptul că ei stând acasă foarte mult, stau mult timp pe telefon pe calculator. Uh, școala online uh, are avantajele ei, dar are și foarte multe riscuri. Uh, pentru că nu știi ce face copilul în fața calculatorului. pe un uh, Închide camera și el ascultă ce, ce povestește profesorul, dar el face altceva, se joacă. Și atunci ei intră într-o lume a lor. Uh, joc, de exemplu, unul din lucrurile care o vedem foarte mult este, ei reproduc în viață de fiecare zi personaje din jocuri. Eu personal de multe ori mă simt depășit când îmi povestesc de că eu o limit pe nu știu care, eu limit pe nu știu care, cine, cine este, cine, era cine este omul ăla. În cărțile pe care le-am citit eu nu era. Nu, nu, mă regăs, da, și, și atunci și din păcate, din păcate, toate aceste personaje au o mare doză de violență. Și am observat lucrul acesta, dacă nu stăm atenți, ei cred că a se juca înseamnă a se lovi. Și pentru noi este o mare provocare că trebuie să stăm în mijlocul lor, să fim atenți, a, a, să nu lăsăm să dezvolte acest, acest gen de comportament. Deci sunt lucruri care, repet, nu erau acum 15 ani, este o schimbare. Este o, este o, o schimbare. O exemplu altă schimbare care o vedem, eu, eu când eram copil, în contact mi-au o peche de pantofi sau o peche de daș, erau de daș, punct și gata a nu acum trebuie să fie de firmă pentru care pentru că cutăriesc oare de firmă cu oare de firmă și rămâi rămân așa zic adică Ce foarte important da, să fă, se dacă, da, se, să fie și atunci părinții trebuie să cheltuie bani să i cumpere anumite haine anumite nevoie aceasta de de, de a avea, avea lucruri de, de firmă. Uh, deci, mă, da, și dacă, trecem, dacă trecem și la rândul celor mai mari, un lucru care pe mine m-a pe noi, nu mai pe mine, că vorbim la un nivel de colectiv, de comunitate, nu? Uh, vorbim de liceeni, comparativ cu acum 15-20 de ani a crescut foarte mult sensul de dezorientare. Nu știu încotro să știu un ce, ce să fac? Exact. Uh, pentru mine e impresionant când vă întâlnesc cu adolescenți de clasa de 10 și îi întreb în primul semestru ce faci mai departe. Și răspunsul este: 79% din cazuri, nu știu. În clasa, a 12. în clasa a 12. Deci, luând în calcul că peste un an, ei deja ar trebui să Iată, fie da. pe un drum. Și nu știu. Și pe mine mă. cum adică, nu știe. Adică, mai e puțin, nu, tai întâi să trec bacul și după aceea am să văd. Și zice, oh, mamă mia. Foarte multă, foarte multă dezorientare. Este e un paradox. Pe de-o parte, au un acces mult mai mari la informație, au acces mult la mult mai multe posibilități, comparativ cu cum le-am avut eu. Hai să nu, zic, nu mă cunosc chiar asta de bătrân, dar înține. Dacă mă la ei... Erau alte timpuri, era, evident. Era, nu avem așa multe posibilități, nu avem așa, multe, așa mare acces la informație. ei au alte și totuși trăiesc într-o mare incertitudine. Cum reușiți să vă apropiați de acești tineri? Uh, Primul lucru pe care îl pun în practică, imitând chiar Adlombosc, l-am învățat personal, este acela de a crede în binele care se află în inima fiecărei fiecare persoane. Nu doar a suflicării a fiecărei persoane. A crede în binele, lui, în binele care se află în inima lui. Și această credință, pentru că nu este o credință. Așa cum cred lumina soarelui, așa crede în bine. Uh, maestria stă în capacitatea de a atinge acel bine și de a-l dezvolta. Uh, un alt lucru care am văzut că este mare nevoie, mai ales în rândul adolescenților, este să ai răbdare și timp cu ei. Dar, intervin și vă întreb, ei au răbdare cu Sfinția voastră pentru că foarte mulți educatori, profesori, părinți se plâng de lipsa de răbdare a tinerilor generații. A zis că aveți răbdare, uh, dar întrebarea e au și ei cu dumneavoastră? Uh, trebuie, uh, um, unul din momentele mele preferate în uh, care am văzut că funcționează bine treaba este cel de, uh, de a sta în curte, în timp ce ei se joacă. Api, și de ei analiza, Și, nu? și ei uh, joacă fotbal, joacă volei uh, și tu ești acolo. Când mai puțin te -aș... Mi s-a întâmplat de, de foarte multe ori. Când mai puțin mă aștept, atunci îmi vine o întrebare care dă frământă pe. El, dar -o, și eu să fiu pregătit să răspund atunci și acolo. Și acolo, ăla este momentul în care, cum spun, între, două, între două serve de vole, el îți pune întrebare și este momentul, dacă tu ești pregătit și răspunzi bine, l-ai agățat. De acolo, pleacă, de acolo pleacă, după aceea, el ține minte și te caută, într-un fel sau altul. Secretul de multe ori este acela de a, pentru mine, de a intra în lumea lor și fizic și de a aștepta, de a fi, de a, Că pe, nu, lepe, când mai puțin mă aștept, acolo vine întrebarea. Dar îi lăsat lui impresia că până la urmă el alege și Exact. Adică dacă, eu dacă îl chem pe el la mine și spun hai să stăm de vorbă, el vine în lumea mea. Și atunci el deja și-a pus, și -a pus uh, barierele. 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 Pentru că, ok, m-a chemat, a, iar nu face predica. Iar, uh, și atunci zic, bine, de ce să-l chem să în lumea mea? Să zic, hai la mine în birou, hai, în, uh, hai să ți două vorbe. Nu, nu, nu mă duc eu în lumea ta și stau acolo. Eu, e unul dintre lucrurile care, care, am văzut că ajută. De asta, efectiv de asta. Vedeți, acest stat arată o mare disponibilitate. Da. Tot este, de la Don Bosco, da, este, este, e... da, este, Eu și, uh, și, animatorilor și tuturor celor care lucrez uh, le zic stăm între... Animatorii zic stați între copii, educatorii le spun stați între animatori. Asta, eu sunt cunoscut prin faptul că sunt în urmă cu hârtiile. <laughs> da, asta pentru mine în birou este o cruce de multe ori. Vă faceți un lung curte acolo asta? ca să puteți să observați da, și copiii. Dar zic că stăm între copii, stăm între tineri, pentru că acolo ei simt că tu intri în lumea lor. Și atunci în momentul în care ei te simt că tu ești fizic acolo, te simt că și prin privire, te, ei te simt. Și atunci... E, se creează acel context în care ei se deschid și tu, dacă ești un educator inteligent și un educator ești acolo, îi spui două cuvinte, dar alea două cuvinte, dacă sunt adevărate, fac cât un discurs întreg. Adică nu, nu, de multe ori ei sunt atât de inteligenți că nu ai nevoie să le spui foarte multe cuvinte. Trebuie să spui o frază, o, o, ceva puternic și le rămâne acolo în inimă. Și chestia aia aduce efect produce efecte. Părinte, ați subliniat această disponibilitate pe care le oferiți copiilor, dar aș vrea să înțelegem exact ce face oratoriul, pentru că se pun anumite etichete câteodată, că părinții scapă de copii și îi lasă la oratoriu ca ei să-și împlinească partea asta de socializare, să se joace și să-i obosească. Ce face de fapt oratoriul, pentru că știu că sunt cumva trei laturi pe care le atingeți. Da. Ați spus, ați spus bine. Dacă este un lucru pe care eu vreau să-l schimbă mentalitatea multor persoane, este următorul. Se spune, între ghilimele, într-un sau altul. A, la oratoriu vă jucați. Este un lucru care pe mine așa, mă, mă prost dispune, pentru că la oratoriul nu ne jucăm. Noi educăm jucându-ne. Ceea ce a, e o mare e, e diferență. A, e mare diferență. Pentru că un lucru este să te joci și alta este să educi. Prin, prin, prin joacă. Uh, sau mai folosesc uh, uh, avem mai vreme o expresie, uh, prin joacă noi educăm. Da? Uh, și ce facem noi? Sunt mai multe lucruri pe care noi încercăm să le ducem înainte. Uh, din munca mea cu, cu tinerii, cu copiii în general, am ajuns la concluzia că sunt patru lucruri de care au nevoie în general, generația Și noi încercăm să răspundem acestor patru, eu, în modul meu de a imposta activitățile, încerc să ofer această posibilitate de a avea patru lucruri. Unu, oratorii au nevoie de socializare, un loc în care ei să-și formeze, să-și dezvolte această dimensiune a relațiilor, să stea împreună, să. Și atunci noi încercăm să le oferim acel loc în care ei se simt bine împreună și își construiesc altfel de relații. Nu, de exemplu, ajutor reciproc, asta e, de exemplu, voluntari ajută pe copiii mai mici. Și în momentele în care se joacă, dacă ei se joacă, se joacă altfel, nu neapărat concurență, nu neapărat. Dar pentru asta împreună. Un al doilea lucru, datoria de fiecare zi au nevoie să-și dezvolte această dimensiune, să fie conștienți că viața e făcută din datorii. Și asta începe prin a veni la program, exact, la activități. Exact, de nu? exemplu, copii, își fac temele. Deci copilul când vine la oratură, de exemplu, acum noi, principala noastră activitate este after school De ce? Și cum programul este stabil? Pentru că copilul trebuie să înțeleagă că principalul datorie este școala. același lucru îi spunem și voluntarilor. Nu veniți la oratoriu până când nu vă faceți voi datoria de fiecare zi. Uh, un al treilea lucru uh, de care copiii au nevoie este să, uh, un loc în care ei să uh, se formeze. Uh, în sensul uh, acela de a, prin teme formative, noi, uh, pe noi în fiecare vineri seara avem întâlniri de formare cu animatorii, iar sâmbătă, după amiază, avem întâlniri de formare cu copiii. Uh, Cunoscând grupul ADS, Amici Dominic Savio, care are tocmai acest lucru de a ajuta, este o altfel de cateheză, dacă putem să folosim. Asta urma o, să vă întreb o traducem, în ce constă -o, astfel da, de eu eu, Tradus în termeni așa, care folosim în parohial, este o altfel de cateheză, dar pentru că noi avem și copii ortodoxi și copii, atunci deci nu putem spune că facem cateheză, tot nu folosesc chiar direct termenul acesta, dar spunem grup de formare. Dar este efectiv o cateheză. În ce care ea... îi formați cumva ca oameni, partea aceea umană despre oameni, care am vorbit exact, la început? Dar și, și creștină, adică anumite abordăm anumite, pentru că la un moment dat, când vorbim despre sacramente, este același la dar le abordăm altfel, așa fel încât copilul, importanța spovezi, importanța uh, uh, Sfântei împărtășani. Uh, deci nu, nu ne dăm înapoi. Al patrulea lucru de care au nevoie este rugăciunea. Se roagă copiii din ziua de astăzi? Deci uh, eu cred, așa cum am spus mai devreme, cred în binele care se află în inima fiecărui copil, eu cred, ferm convins, că tinerii se roagă. Deci, e adevărat, ei la, vor să spun, de adolescenți, da, primul lucru pe care, sunt două lucruri pe care ei le aruncă pe geam, între mele vorbind, când ajung la liceu. Da, primul lucru sunt relațiile cu părinții, acolo intră în criză. Da, relațiile cu părinții, se nu audă de părinți, să n-audă de... Ei, da? E maturizarea, au exact, senzația da. că nu mai au nevoie. A, așa, și al doilea lucru, unul de alte lucruri pe care așa refuză pe față, dar inima lor nu îl refuză, este nu mai merg la biserică. Da, probleme cu rugăciunea, probleme cu... dar zic pe față. Pentru că în inima lor, el caută pe Dumnezeu. De asta eu, de asta sunt ferm convins. Uh, uh, am avut experiențe de uh, uh, chiar și momente de rugăciune în care în liniște, Luca bă, nu știe să facă liniște. Eu am trăit experiențe în care cu, am stat și jumătate de oră în liniște în fața Sfântului Sacrament fără scot un cuvânt. Și nu stăteau acolo pentru că cineva i-a pus cu forța sau nu, pentru că chiar vroiau. Intrau în această stare și, un această, efectiv și efectiv în da, de dialog. de rugăciune. La fel, e, avem chiar și, de exemplu, propune liturghia în fiecare, avem o liturghie pe săptămână, deci liber, cine vrea să vină la liturghie? Dacă îmi spui liber, se simte, a, mă duc. Când dacă impui împui, mă obligă să mă rog. Iată din nou acea abdatare la cerințele actuale ale tinerilor despre care vorbeam. sau de multe ori la sfârșit despre spovadă. când îi vezi că nu, eu personal de adică nu te spovedit. și nu se dă înapoi. Să, dacă, băi, cum vezi cu asta, asta tot ce mi-ai spus tu verbal, să sunt păcate, deja ți de știu. Ce mai, mă trebuie doar Să facem oficial. Așa de A, da, e, e simplu. Uh, și atunci ei au nevoie. Uh, la fel, dar au, uh, ei refuză oarecum așa, știi, uh, stilul clasic, să duce mama la biserică. Nu, ei au nevoie, dar uh, asta înseamnă că dacă se opun, ei nu caută pe Dumnezeu. Deci sunt aceste lucruri pe care autorul le oferă. Socializare, datoria de fiecare zi, formare, uh, dimensiunea religioasă. Uh, și atunci un copil când vine în curte, noi încercăm să-i oferim, copil, tânăr, toate categorii, încercăm să-i oferim experiențe în care el să-și dezvolte toate aceste atitudini. Pentru că dacă e oferit un cadru în care el se dezvoltă prietenia, el vine cu drag. Dacă e oferit un cadru în care, uite, datoria este importantă, pentru că dacă vrei să fii om de valoare, trebuie să-ți faci datoria, trebuie să-i explici. Deci dacă tu, dacă tu nu-ți faci temele, tu crezi că cei care sunt acum oameni de valoare s-au născut de valoare așa peste noapte? Oamenii au muncit. Cum? Învățând. Hai să învățăm. Uh, dacă vrei să-ți un, 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 un să fii un om cu coape pe umeri, trebuie să ai o identitate, o de formare fără Dumnezeu nu faci nimic și atunci tânărul găsește toate aceste lucruri și fără să vrea se schimbă și le găsește cu zâmbetul pe buze acolo la oratoriu uh, pentru că am intrat uh, și eu de câteva ori și e cumva odată ce treci de acea poartă parcă toată lumea da. zâmbește și e o altă lume cum ați e reușit? Că nu e ceva... Uh forțat, să spunem. E ceva ce face parte din da. felul de a fi al celor uh, de acolo. Ce să zic? Eu cred că este un dar de la de multe ori. Uh, unul, uh, totul pleacă, cum am zis, de la faptul că un copil când vine, un tânăr când pune picior, dar oricine, și un părinte, oricine pune picior, credem în valoarea lui. Eu personal, a... Uh, sunt foarte multe. Asta face ca să se simte bine. În momentul în care intră în curte și îi spune, mă, tu, ești, tu ești frumos, tu ești important, tu ești... dar nu e fals, Adică, nu în sensul că vai Nu, nu mă, adică, tu chiar, ești, tu, chiar ești frumos. Adică, chiar dacă acum ai porul albastru, hainele rupte, pentru că vrei să fii la modă, asta e. Fii și cu porul albastru și cu hainele cât mai peticite, vino și cum vrei, nu mă deranjează. La un moment dat trebuie să facă parte din identitatea ta. Nu? Dar tu ești frumos. Atunci ce se simte bine. Părinte, ați avut parte de toate aceste lucruri în copilărie pentru că oferiți no. oferiți celor pe care îi întâlniți astăzi comori neprețuite. Da. Prin simplu lucru pe care l-ați spus acum, ale spune că sunt unici, că sunt importanți, că sunt frumoși, că sunt așa cum sunt, au o bunătate în ei, nu? Da. Ceva ce poate nici ei nu știu da, și urmează da. să le scoateți la suprafață. Haideți să dăm timpul înapoi. V-ați născut la Buzău. Cum a fost copilăria Sfinției voastre? Eu mulțumesc că am avut parte de o familie care, de adevăr, m-am simțit bine. Deci, nu am avut parte de. Am, au fost cu totul alte, cu alt context social. Și alte timpuri. Alte timpuri, adică nu. Uh, n-am avut oratoriu, n-am. Uh, mi-am trecut copilăria în fața blocului, ca <laughs> ca toți copiii, da? Uh, cu cheia la gât când mergeau părinții la servici. Uh, dar uh, lucruri pe care, pe care care m-a ajutat cel mai mult este că părinții într-adevăr am simțit că mă iubesc. Asta m-a făcut să, acum dând timpul înapoi, uh, au fost câteva lucruri care mi le-au bilat le din familie. M-am simțit, simțit că mă iubesc. Un alt lucru prețios pe care l-am luat din familie a fost credința. Într-adevăr, părinții mei, încă de nu știam să merg în picioare când m-au dus la biserică, uh, și au încercat să-mi insufle o credință nu ce autentică și uh, trăită în familie. Uh, un alt lucru care uh, l-am luat din familie și a fost faptul că ai mei părinți au crezut că eu pot să fac ceva mare în viață nu. Uh, deși părinții m era, mai era șofer măcar a giug, mama era țesătoare deci oameni simpli muncitori dar au uh, au vrut să mă ducă la studii să am făcut liceu, am făcut facultatea, deci oarecum eram la liceu, uh, nu suntem un liceu în care erau numai fițele bâcăului, uh, fițele buzăului, buzăului. <laughs> fițele, uh, da? Și. Musel, să le spunem prietenilor noștri că a fost un liceu teoretic. Deci da, nu da. ați luat-o încă de pe timpul liceului nu. pe drumul preoției. Nu, a mult. intervenit mai târziu uh, această dorință, nu? Da, uh, mult mai târziu, da. Deci eu am făcut un liceu teoretic, am făcut profilul de uh, profil filologie. Și Până dacă înainte... v-a întrebat cineva, atunci în clasa 12, zice, acum, întrebați dumneavoastră acum. Ce vrei să te faci când termin? Ce răspundeți atunci? Am avut. Uh, Răz devin preot, așa. Primul meu vis a fost acela de fi polițist. Da? Asta a fost în clasa 8. mi -am duc aminte că m-am dus cu mama să mă înscriu la liceu de poliție. Uh, că vreau să devin polițist eu și mi se părea mic ca fi polițist, uh, poți să ajungi pe celălalt. De mic am avut această dorință de a lucra pentru alții. Nu știu de cum. Am, fost un... am avut această. această inclinație. Nu? Mi-am dorit să și pentru că aminte că pentru mine a ajutat pe ceilalți înseamnă să fi polițist. De și... ați fi dat niște amenzi cu zâmbetul pe buze. Da, nu știu, știu, nu știu, nu, știu, ce aș făcut. <laughs> și după aceea în clasa opta așa, pentru o conjunctură, niște persoane mi-au uh, ieșit în cale, adică le-ai spus, mami, mai spus, poate, mai că poate nu e cea mai bună alegere. Și să mai ai mâine pentru mai târziu. Și atunci am zis, hai, aceea, fac liceul, în ideea de a fi de, de, de la Academia de Poliție. No? Și atunci am dus la liceu Teoretic, am făcut filologie și uh, tot cu gândul să fiu polițist. Mulțumesc lui Dumnezeu în clasa 12 a 12. Uh, am avut un greșorul uh, mamei mele, părintele Claudiu Dumea, Dumnezeu să-l ierte. Așa. Uh, mă duc aminte și acum că m-am întâlnit cu el odată și tot la France ca să-mi spune ce, nu aveți că a fi polițist poate nu e ceea ce ți se potrivește ție cel mai bine. M-a ajutat să înțeleg mai altfel viața. Și atunci. am am făcut o altă schimbare, în zis gata, nu mai fac polițist, dar tot fac în domeniul social, că eu asta vreau să fiu, să fac în domeniul social. Atunci am zis asistență socială. Asta și ați plecat la, și plecat la București la facultate. Da, dar în același timp eram în liceu și m am început să mă implic în acțiunea catolică și descoperisem și latura asta de a lucra în biserică, de a și zic, bă, dacă aș găsi ceva care să bine și pentru mine, dispunem de lucra biserică și afișa în domeniul social ar fi perfect. Și am descoperit că, de fapt, este teologia asistență socială în cadrul facultății Universității din București. Și am zis, asta e pentru mine, mă duc la București, așa că uh, 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 să rămân și cu biserica, dar fac și asistență socială. Și atunci am dus la București și am, făcut, am început facultatea de teologie și asistență socială. Uh, și -am, în timpul facultății am avut ocazia de a face experiențe de voluntariat. Am lucrat ca animator la un, uh, aveam un grup de tineri, la surorile Maria Vard din popești le eram animator, cu colegii mei ne-am implicat în diferite inițiative pe cont propriu de voluntariat cu copii. a fost o experiență, o perioadă foarte, foarte frumoasă de care mi aduc aminte, dar care m-au ținut aproape de generația tânără. Cred că vă ajută foarte mult și în activitatea de astăzi. Da. Faptul că ați făcut voluntariat și ați trăit foarte. ceea ce trăiți ca astăzi animatorii de la Don Bosco, nu e așa? Foarte, foarte mult. Da, deci n-aș fi fost ceea ce sunt dacă nu aș fi început din liceu să fac, să mă implic, în, să lucrez în acțiunea catolică, în parohie dacă n-aș fi făcut uh, facultății, dacă n-aș fi făcut voluntariatul, n-aș fi fost ceea ce sunt acum. Uh, da, și noi în anul 3 de facultate am avut o criză, ca toți, ceilalte, ca toți tinerii, bine, bine venită criză, dar ciudat a fost, eu am descoperit pe Domn Bosco, în clasa 11, citind o carte. Pe care v-a dat-o cine? Vă amintiți? deci nu, nu, mă întrebați cum, de unde o am, dar nu, cum ajuns la mine în casă. La mine la Buzău era tipografia parohiei, tipografia diecezei de București, era la noi în parohie în Buzău. Și uh, se pare că la un moment dat o tipărit și o carte despre Don Bosco, nu știu, nu am inteles acum cum se cheamă, și cred că așa a ajuns la mine în casă cartea aia despre Don Bosco. Am citit-o într-o vară, nu aveam ce face, eram prin clasa 10, nu aveam ce face. Și la sfârșit, mi-aduc aminte că citind așa, mi-a prins figura asta lui Don Bosco, dar mi-am zis când mi-ar place și mie să fac cam ce a făcut dar Nu să devin salezian, că nu știam că poți deveni salezian, nu. De că, mi-a place și mie să fac ce a făcut omul ăsta. Și am trăit așa cu, cu background-ul ăsta al unei figuri, de a unui preot care a lucrat cu tineri și eu deja începam să lucrez în facultate, v-am spus voluntariatul și mă, simțeam bine. Și în anul 3 de facultate, mă duc aminte că că, că toată lumea am avut și o criză vocațională, nu? Bine venită criză. Dar primul meu gând a fost, eu preot nu mă fac. Deci, dar eu, deci nu, dar nu, nu? nu. Deci, eram foarte. Am refuzat din start. Deci, eu, preot, nu mă fac. Da preot, nu. Pentru că asociaam, mă gândeam, a fi preot doar de 10 Și am zis, eu, preot, nu mă fac. adică cum am făcut cu facultate, eu mi-am făcut mi -am drumul meu, deja aveam planurile mele, aveam. Și am zis, preot, nu mă fac. Și tot, Dumnezeu a insistat, a insistat și bine a făcut că a insistat. Prin diferite persoane, între ei, între ei, întreagă poveste. Și am zis, mai, ok, la un Bă, dacă, chiar trebuie să mă fac preot, să le zi, nu mă fac. Da, ați auzit de salezieni, auzit Da, că am descoperit că sunt salezieni la Constanța și au o poveste, că nu-i cunoșteam, dar au zis că sunt acolo. Și am zis, bă, dacă e să mă fac preot, zic eu după domnul Bosco mă duc, nu știu cum o să ajung la el, dar acolo mă duc. Și ați plecat la studii în Italia, nu? Nu, întâi, după aceea am terminat facultatea și m-am dus una de zi în experiență la Constanța cu salezienii. Un da. an de gândire? Da, de, de cunoaștere. Funerea, de, de cunoaștere. cunoaștere. Da, adică am terminat facultatea. e mă, un lucru specific sau a fost alegerea A fost alegerea, a -a fost -a alegerea mea, ei mi-au dat posibilitatea, adică nu eram, mă era că tot s-a o perioadă din viața mea, am terminat facultatea, înainte de a începe o altă perioadă, mi-a un an de gândire și am zis, mai hai să mă duc cu. Tot era de mă cochetam cu ideea de vocațională, zic, hai să mă duc la Constanța, am putut la ușa comunității saleziene și m-au primit. Zic, mă, una de zile de primim. Și, dar mi că că când am pus piciorul în, și acum am prezent prima zi în care am fost piciorul în, 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 curtea comunității, acolo în oratoriu, ceva nimeni nu mi-a zis, eu de aici nu mai plec. Ați simțit <laughs> din prima zi? Ceva de, aici, eu de aici nu mai plec. Decât la studii. Da, <laughs> da nu se că mai plec. Da, am înțeles, din această schir, comunitate. Da, deci nu mai plec lana. din, din asta, da, dar și... Și după aia, de atunci, din, 2000, din, 2001, 2002, de fapt, am, după ce am plecat în Italia, am avut o ocazia să, să am avut și acolo o altă. Uh, e un dar de la Dumnezeu pentru că am făcut primii ani în noviciatul am făcut chiar pe locurile lui Don Bosco. A, a fost vreodată un moment în care ați simțit că poate nu ați ales bine atunci la început când nu. era Mulțumesc cea lui Dumnezeu. Uitându-mă în spate uh, nici n-am avut niciodată gândul să zic mă poate e greșit alegerea poate nu i locul meu aici. Uh, nu, a fost repede așa este un, da de la Dumnezeu. Nu, nu. Nu m-am gândit eu sau niciodată nu m-am mai sunt unii că mai ai cu tinerii că cât durează până devii preot. Ah, oh, voru că o de întrebarea asta picătură. Răbdarea. Nu, ajungem la răbdare, câtă răbdare trebuie. Mă dar stai puțin, cum poate să dureze și 20 de ani până devii preot? nu e important să devii preot, e important să trăiești în carisma saleziană sau nu și niciodată nu mi-am pus, ah, că trebuie să fac 10 ani de studii, că trebuie să studiez mult. Vei? Nu, ok, dacă sunt aici în casa al Domnului, pentru mine e ok. Că mă sfințesc sau că ajung la sfârșit peste 5, 10, 15, 20 de ani, nu mai deranjează. Și niciodată nu mi-am mi dorit să, 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 mai să grăbiți pași. Da, să grăbesc pașii, nu. Și am avut această mare, mare dar, mare, mare dar, de a face primul an noviciatul de formare specific salesian să-l fac pe locul locurile Domboscu. Și în felul acesta nu doar am uh, citit despre el, dar am fost acolo unde s-a născut, am, uh, am simțit aerul lui. Și lucrul ăsta mi-a rămas adânc întipărit în în minte, în inimă. Și în fapte. Și, da, și Pentru că zi de zi la da, a, asta M-a ajutat, da, ajutat, să mă, să, mă, identific cu el și să zic, uite, uh, 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 îmi doresc să fiu ca Domn Bosco. Da, și un alt mm. lucru care mi nu mi l-am dorit niciodată, sau mi l-am dorit întotdeauna, mi-am dorit să mă întorc în România. A zis, mă duc acolo, dar mă întorc acasă. De ce? De ce ați vrut știu... România? Pentru că, și acum, zic dacă ar fi să plec, de nu, eu nu plec din România, decât dacă îmi spun superior, du-te în altă parte, dar nu, dacă ar pentru mine, n-aș pleca din România. De ce? Pentru că uh, am descoperit frumusețea lui Domnul atât de mare, atât de frumos, și în România este atât de mare nevoie, și că dom Bosco are atât de mult de spus în România încât zic, poate să plece altceva, plec de aici, pentru că nimeni n-ar putea să, e așa că, mea, să-l traducă mai bine pe dom Bosco decât un salezian român. Pentru că, pe de parte, cunoști un carisma, eu cunosc carisma saleziană, dar înțeleg mentalitatea poporului meu. Și eu, întotdeauna, cum am fost la început, ce ar avea de spus dom Bosco României, tinerilor din Bacău, tinerilor astăzi, din... Da, astăzi. astăzi tinerilor din... Nu? Și eu îmi doresc ca domnul Boscu să ajungă nu numai la Bacău, să cum e la Constanță, să ajungă și la Iași. Știu că e o comunitate și la Chișinău, care e strânsă da, legătură cu... Da, exact Nu suntem trei comunități, dar suntem prea puține pentru, mine, după, pentru nevoile care sunt în... Pentru ce-ar putea domnul Boscu să spună în România. Uh, și... Uh, de asta zic, întotdeauna, întotdeauna am dorit să rămân în afară, întotdeauna am dorit să mă întorc acasă și să-l traduc pe Don Bosco în limba română, în sensul care este masalizant, să-l traduc la, uh, în limba română. Și eu cred că este... O... Don Bosco are mult de spus, adică sunt convins de asta. Ce facem noi la Bacău acum și ce se întâmplă în România, aș putea să spun că este... Că tu, degetul mic, adică mai sunt încă patru degete la o mână. E... Întotdeauna e loc da, de mai mult și, și mai bine. Spuneți-mi dacă printre tineri animatori sunt... Uh... Sunt și persoane care vor să vă urmeze drumul și să o ia pe această cale. Uh, sunt sunt uh, sunt, sunt tineri care sunt uh, atrași de figura lui Don Bosco. Uh, dar și aici trebuie să fie răbdare foarte multă răbdare în sensul că cum spuneam de vreme este foarte multă uh, așa, incertitudine uh, faptul. Dar sunt adică deja avem uh, sunt, doi tineri care, după mine, care sunt în formare în viitor salezieni, că sunt deja salezieni, dar în formare pentru a deveni preoți. Avem și tineri care cu care facem experiență comunitară la Bacău, care le propunem un grup, avem un grup, l-am numit noi Like Don Bosco. Așa l-am numit noi. Apropo de modernism dar, și actualizare. Exact. Dar am jucat cuvântul like în două sensuri. I like Don Bosco I want to be like Don Bosco. Și atunci jucăm pe, do you like Don Bosco? Do you want to be like Don Bosco? Cam uitați. Și atunci jucăm pe, așa cum e noi grupul ăsta, like Don Bosco. Și tinerilor care le propunem, le propunem experiență de, două o săptămână în comunitate, în care ei vin și împărtășesc cu noi viața de comunitate și apostolatul și rugăciunea și viața comunitară, după aceea se întorc acasă. Adică nu, nu e, e o altă formă unul de lucruri care am observat cu adolescenții, o altă formă de, de seminari, dacă putem spune. Uh, se știu că îi lași acasă, liber, dar câte o săptămână pe lună noi le propunem să vină în comunitate și în felul acesta ei dezvoltă în timp faptul că vin cu noi, uh, dialog personal, experiențe și nu se simt constrânși. A, ah, băi, am, am dus la asta de zi de acum, nu mai am voie să facă. Stai încet, acasă, până când ești da, convins. și la un moment dat, exact. Și mai trebuie să maturizeze experiența. Pentru că un adolescent, ca în general adolescenții se adresează grupul acesta, un adolescent are nevoie să, pe de-o parte, să-și experimenteze viața tipică lor, dar, în același timp, au nevoie și de altceva. Și atunci noi am găsit această formulă de mijloc, care am văzut că funcționează. Părinte din discuția pe care am purtat-o astăzi, înțeleg că. Dom Bosco nu este doar pentru salezieni, nu, nu este doar pentru preoți, nu. ci este pentru unul fiecare dintre noi. Adresați-le, vă rog, prietenilor noștri, un mesaj prin care să le spuneți ce pot învăța de la Dom Bosco și cum îl pot face parte din viața lor. Uh, două lucruri S -s, Domn Bosco domn Bosco ne, cred că ar putea să transmită. Unul, uh, îndrăgostiți vă de Dumnezeu. Al pune pe Dumnezeu pe primul loc. Pentru că Domn Bosco, dacă a făcut ceea ce a făcut și a fost mare, a fost mare pentru că a avut o iubire. L-a iubit pe Dumnezeu prin Fecioara Maria. Și scopul, scopul, ultim al activității lui a fost acela de a-i duce pe toți în paradis. Le spunea, vă dau o întâlnire tuturor în paradis. Și al doilea lucru, credeți în binele fiecare persoane pe care o întâlniți în față. În momentul în care sunt aceste două iubiri, iubirea față de Dumnezeu, dar autentică, sinceră, și iubirea față de Dumnezeu în sensul că a crede în binele care se află în inima lui, aceste două iubiri transform, te transformă pe tine și transformă ceea ce tu faci și transformă pe cei de lângă tine. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Părinte Iosif, a fost o bucurie să vă văd zâmbetul și să ne transmiteți din starea saleziană. Îmi place să-i zic așa. Și la sfârșitul acestei emisiuni vă zic și eu. ai like, domn Bosco! <laughs> Și eu vă mulțumesc, dragi prieteni, că am avut ocazia să împărtășesc cu voi din această dragoste față de Dom Bosco și sper să avem și alte ocazii în care să mai vorbim despre, nu doar despre dom Bosco, despre carisma salesiană și despre ceea ce dom Bosco poate să facă în Bacău, în Moldova, în România. Vă mulțumesc din suflet, părinte, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Nicoleta Timaru, avem întâlnire și săptămâna viitoare.